Spunea regretatul maestru Ungureanu, vândem pe voi și vândem pe mine să lăsăm un nume. Cu siguranță a lăsat un nume în istorie, în cultură, în artă, în cinema și în politică. Dumnealui chiar se numea ca fiind un poet printre actori, poet rebel printre actori și a fost și printre politicieni cu siguranță. Un nume mare, un om mare, într-o țară mică. Cât a făcut dumnealui pentru idealurile noastre, pentru renaștere, cu siguranță va rămâne scris cu litere mari de aur în istoria țării și a națiunii. Și, cum spunea și excelența sa, domnul prim-ministru, de doliu național, până la urmă, nu are forma unui decret, dar e ceea ce simțim noi în sufletele noastre și în inimile noastre. Iar astăzi este o zi grea pentru noi toți, pentru pierderea care o avem. Dar să trăim, să o pomenim și să trăiască permanent el prin operele sale, prin viața sa și prin toate faptele mărețe pe care le-a făcut Dumnezeu.